dacă n-am face nimic, eu cel care sunt de față, n-aș face nimic pentru persoana respectivă, e clar că i-ar muri. Trebuie să spun lucrul ăsta. Nu eu, Cristi Căldăraru, am primit, simt că nu eu am primit acest titlu de erou, ci toți colegii mei care lucrează în situații de urgență, fie ca paramedici, fie ca pompieri, fie ca descarceratori, fie ca salvamari, și ei se pot numi eroi. Pentru că, în afară de faptul că e doar un serviciu, de unde fiecare are posibilitate să își întrețină familia, e și o treabă de dăruire. În cadrul unui astfel de lucru, nu poți face, nu poți realiza nimic dacă nu te implici emoțional. Drept urmare, mulțumesc Comisiei Europene că m-a investit cu această titulatură și în locul meu acum ar putea fi oricare dintre colegii mei. Sunt eu, mă bucur pentru treaba asta și sper să reprezint cu mândrie România la nivel de Uniunea Europeană și sper ca informațiile pe care eu le am și toate lucrurile pe care eu le fac să aducă plus valoare acestei campanii. Faptul că sunt aici de față cu voi e datorită Comisiei Europene, pentru că ei au decis ca eu să apar public din rândul colegilor mei și să împărtășesc cu publicul larg tot ceea ce facem noi. Pornind de la programul zilnic de pregătire, până la proiectele în care suntem implicați, până la susținerea cu care Uniunea Europeană ne ajută prin fondurile pe care ni le dau, astfel încât noi să putem la nivel înalt să se achiziționeze tehnică și materiale de intervenție, iar noi să ne pregătim, eu, colegii mei, să ne pregătim cu această tehnică specifică și nouă, astfel încât în momentul în care va fi nevoie de noi să intervenim, să o facem cât mai bine posibil. România e parte din World Rescue de 5 ani de zile și în 5 ani de zile am reușit să organizăm competiția mondială la Târgu Mureș, odată. Mai mult decât atât, avem arbitrii acreditați internațional, atât pe partea de prim ajutor, cât și arbitrii pe partea de descarcerare. Doar foarte succint, imaginați-vă că suntem într-o elită alături de Statele Unite, alături de Africa de Sud, alături de Australia, alături de Marea Britanie, alături de Franța și sunt mult mai multe și n-aș vrea să uit pe vreuna. Domnul secretar de stat Raed Arafat a luat decizia la un moment dat să trimită din România 3 oameni în care dânsul avea încredere că sunt super profesioniști și am fost nominalizat eu și încă 2 colegi de-ai mei de la Târgu Mureș, unul Alin Moldovan, șeful centrului de formare al formatorilor de la Târgu Mureș și al doilea Adrian Săcărea, instructor de prim ajutor calificat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suhorea. Toți 3 am mers în Ucraina și am fost trimiși acolo cu un singur scop, în Kiev, să facem o selecție de oameni pregătiți să-i aducem în România, să-i pregătim în domeniul primului ajutor calificat și descarcerare și ulterior ei să se întoarcă înapoi în țara lor și mai departe să pornească smurt la nivelul lor. Ca un semn de respect și un semn de omagiu adus oamenilor care au pornit treaba asta, pe emblema lor, la un moment dat exista și există, dacă nu mă înșel, smurd. România se pregătește, în primul rând, cu ajutorul Uniunii Europene, pentru că de acolo vin fondurile, de acolo și din local, bineînțeles, dar marea majoritate a fondurilor vin de acolo, în ideea în care se achiziționează tehnică de luptă și materiale cu care noi, ulterior, să ne antrenăm și, ulterior, în cazul în care e nevoie, să putem și interveni. La Constanța au fost achiziționate prin fondurile Uniunii Europene șalupe de intervenție, în momentul în care e nevoie să putem ieși cu ele. Imaginați-vă că au fost achiziționate generatoare, super generatoare, care pot ține în caz de o problemă majoră,
alimentarea unei localități pentru o perioadă lungă de timp. Imaginați-vă că au fost achiziționate așa numitele containere multirisc, unde în cazul unei produceri unui cutremur avem materiale la dispoziție, în primul rând de a detecta unde sunt victime, în al doilea rând de a reuși să ridicăm anumite lucruri care sunt foarte grele și pentru a le putea extrage victime și ulterior să le tratăm. Ele, să știți că au fost achiziționate, unul pentru fiecare județ. Deci avem 41 de județe cu Bucureștiul, 42 în total. Bun, fiecare județ are un astfel de container multirisc. Există, noi o numim caravana fi pregătit. Ea are pe site-ul Departamentului pentru Situații de Urgență, ea are un traseu bine definit de la începutul anului. Dacă nu se întâmplă anumite lucruri excepționale, oamenii pot intra, pot vedea unde anume se află caravana. Ce se întâmplă în caravana respectivă? Caravana nu face nimic altceva decât să pună la un loc două lucruri importante. 1. Măsuri de bază în cazul producerii unui cutremur, unei situații de urgență. Mai mult decât atât, îmbină și partea de prim ajutor, pentru că imaginați-vă că vă aflați lângă o persoană, vă dau un exemplu foarte scurt, imaginați-vă că vă aflați lângă o persoană care a fost surprinsă, a reușit singură să iasă, dar are o, să spunem, are o hemoragie puternică. Dacă n-am face nimic, eu cel care sunt de față, n-aș face nimic pentru persoana respectivă, e clar că i-ar muri. Copiii trebuie de mici să fie învățați anumite lucruri, clar fiecare pe nivelul lui, adică o luăm ușor, cu informație puțină pentru copii foarte mici, dar ușor, ușor, când ajung undeva la, hai să spunem, terminarea liceului, trebuie să fie clar că acel adult care termină liceul, că într-un final cam acolo e limita, va fi pregătit, în afară de faptul că e pregătit pentru viață, de a ieși și de a da la facultate și de a face lucruri mărețe, să fie pregătit oricând să-și poată ajuta aproapele. Cred că toată lumea știe că în București avem foarte multe clădiri care au acea bulină roșie, punem ghilimele de rigoare. E clar că acele clădiri au o problemă și în cazul producerii unui cutremur se pot prăbuși. Pot să vin cu, așa cum facem, pot să vin cu recomandări și pot să vin cu ceva în ajutor. Ajutorul e că pe site-ul, pe aplicația DSU, pe care o puteți care se poate descărca din Google Store sau din App Store, există acolo la un moment dat o hartă. Harta respectivă cuprinde mai multe lucruri. Unul din lucrurile importante pe care harta le cuprinde sunt adăposturile de protecție civilă. Drept urmare, în momentul în care s-ar produce un astfel de eveniment, intru pe aplicație, aflu zona unde sunt și mă uit în jurul meu unde aș putea să mă adăpostesc. Nu știm când va veni, dar dacă vine, diferența o face 1977-2019, o face că acum avem oameni instruiți să intervină, avem materiale pregătite cu ajutorul Uniunii Europene și nu numai, inclusiv ajutorul local. Acum avem lucruri, materiale, oameni pregătiți să putem cumva să gestionăm o astfel de situație de urgență majoră. Unul din proiectele importante este acesta, EuProtect. Încă o dată mă simt foarte măgulit de faptul că am fost ales. Încă o dată mulțumesc Comisiei Europene și reprezentanților din România că au avut încredere în a mă alege. Mulțumesc domnului secretar de stat că a avut încredere să mă lase să mă expun la modul acesta. Eu am avut, inițial am avut o vorbă când mi-am dat seama care e treaba cu smurdul și cu ce se mănâncă și cu primul ajutor. Mi-am dat seama că trebuie să am în cap o singură deviză. Trăiește clipa și fii pregătit întotdeauna pentru ce urmează.